Rugăciunea curată, ca și credința, este darul lui Dumnezeu. Zice Apostolul Pavel că pe toate ni le dă Dumnezeu pe baza credinței și adaugă, iar aceasta darul lui Dumnezeu este. Nu te gândești corect, nu lucrezi corect, nu vezi și înțelegi lucrurile corect atunci când crezi că toate sunt din puterea ta. Ceea ce ține de tine este încercarea de a avea o atitudine corectă înaintea lui Dumnezeu. Să vadă Dumnezeu că tu cauți, că vrei să fii credincios, că vrei să trăiești în credință, iar că aceasta vine ca dar al lui Dumnezeu. Așadar, credința este darul lui Dumnezeu. Dar al lui Dumnezeu sunt virtuțile sau faptele bune pe care le faci. Dar al lui Dumnezeu este și rugăciunea curată. Dar al lui Dumnezeu. Nu știu de ce se neliniștesc unii, se tulbură, că nu se pot ruga. Încearcă să se roage, dar rugăciunea lor nu este una curată. Adică nu se pot concentra, fiindcă le vin gânduri și alte imagini și sunt nedumeriți. De ce ești nedumerit? Așa cum este omul, căzut, cu situațiile și cu păcatele lui, cum ar putea să se roage curat?